Astăzi vă voi arăta una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite rețete tailandeze, ce îmbină savoarea legumelor crocante și un sos vegan cu unt de arahide. După cum v-am obișnuit, este o rețetă rapidă, gata în mai puțin de 30 de minute. Lista ingredientelor și cantitățile sunt în descriere. Haideți să vedem pașii. Începem cu legumele. Tocăm mărunt ceapa și usturoiul. Ardeii, morcovul și varza le tocăm julien. Al doilea pas este sosul. Pentru că e mai ușor de omogenizat, folosim un borcan în care adăugăm untul de arahide, laptele de cocos, sosul de soia, sosul picant mierea, și zeama de lămâie. Agităm foarte bine. Tăiței pregătim conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Într-un wok, încingem o lingură de ulei și călim ceapa și usturoiul 30 de secunde. Apoi adăugăm restul legumelor. Le stropim cu apă din când în când pentru a nu se arde. După 2-3 minute adăugăm sosul și putem opri focul. Servim cu ceapă verde, verdețuri după plac și arahide prăjite. Pentru mai multe rețete, nu uitați să vă abonați canalului. Mulțumesc pentru vizionare!